Piggy, du-te și deschide ușa că bate cineva la ușă. Călugăriță turbată, du-te și deschide ușa că bate cineva la... Aoleo, nu mai bate la ușă. Piggy, du-te și deschide ușa. Lasă-mă să doar nu mai bate că nu mai poate somn. Bine, gata, mă duc eu, doamne, că nu vrea să se ducă nimeni, băi. Aoleo, nu mai bate că vine acum. Biggie, de ce nu te-ai dus ca să deschizi și tu un pic ușa? Cine e la ușă? Doamne, bate! Uh, baby Granny? Tati, tati, ce faci? Am venit în vizită la tine! S-a terminat! Glumia nu s-a terminat vacanța M-a dat mami afară din casă Că ci, că știi tu că ea are treburile ei Pe acolo face chestii ciudate Ca de fiecare dată Și, na, nu știu, m-a dat afară din casă Și a zis, du-te la tăticul-to Că vreau să fac aici niște treburi Am înțeles că ea vrea să candideze la președinție Nu știu, e, e pe ulei așa, mami A luat-o pe ulei Și se ceartă cu vecinul ăla, Dacă îl mai știi pe vecinul În fiecare zi se ceartă cu el și asta e că sunt tata tatati, ca nu m-ai invitat acasă la tine. Ia să vedem. Unde am și o cameră sa dorm aici? ca vreau să rămân și eu aici la tine. Vreau câteva săptămâni ca să scap de mami. Ia să vedem unde sa mă pun sa dorm. Cred că mă pun aici. sabanul, stai ca mai caut. Cred că o să mă duc. Unde sunt paturile la etaj, da? Hai că mă duc imediat la etaj să verific acolo paturile Cred că mă duc să să-mi iau o cameră de la etaj ceva Ia stai să vedem așa Unde sunt camerele? Aici e baia, nu mă interesează Stai să văd unde e camera A, Uite camera asta îmi place Îmi place camera asta bună Asta e camera mea aici, o să dorm eu de acum încolo Baby Granny, stai puțin, adică intri așa în casă și direct îți alegi o cameră unde să dormi Stai puțin așa să ne înțelegem că s-au întâmplat multe de când nu ne a mai văzut noi. O mai știi pe Piggy Purgica? Uite-o aici și e gravidă, să știi că e gravidă? dar și ascunde burta mărlana și a luat o roche mai, mai largă ca să nu-i se vadă burta. E însărcinată, e gravidă și să știi că nu e purcelul meu, nu, nu, deși am zice în fiecare zi că e purcelul meu, dar nu e purcelul meu, baby granny să știi și pe lângă asta mai există și o călugăriță care a venit ieri și s-a cazat aici. A făcut contract pe 10 ani de zile și de a făcut contractul. Foxy, dacă ți vine să crezi. Foxy m-a băgat în buclucul ăsta. M-a dus la bala -muc. Unini, dragostea mea, calmează-te, calmează-te să știi că e purcelul o cu tău ăsta care l așteptăm așa. Calmează-te, iubire, calmează-te, nu mai fi așa nebunatic cum ești tu de obicei. Calmează-te că o speri pe Baby Granny. Ce mă bucur că ai venit în vizită, Baby Granny. Vin aici la și să te mângâie. Oi, oing, 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 drăguța de tine, mă bucur că ai venit în vizită. Poate să fie asta camera ta, fără nicio problemă. Ce? O să am un frățior sau o surioară porcica? Ce drăguț! Dar stai puțin, Piggy, tu nu erai colega lui mama de liceu, Dacă mi-am eu bine, că îmi povestea de o porcelușă. Cred că tu erai. Cum ai ajuns tu să te înhaiți cu tăticuțul meu? Hmm, e cam dubios ce se întâmplă aici am bine, o să am o soră sau un frățior Și plus că o să am și uh, patul ăsta care i-a luat un depozător de cât eu vreau Ce mă bucur e camera mea uh, Lăsați-mă camera să stau puțin aici să-mi așez lucrurile și așa uh, Ce drăguț, tati, mă bucur că te-am văzut și mă bucur că ai o familie nouă așa tare Baby Granny, asta nu e familia mea Doar tu faci parte din familia mea În rest, pe purcică nu o știu Și că călugărița asta turbată Ce ai făcut? Ți-ai schimbat fața călugăriță turbată Doamne, ce urâtă s-a făcut Cred că și-a pus mască din aia ca să-i dispară coșurile, ce coșuri, că la cât de urâtă îi, ce cu coșuri, ce fără coșuri, tot la fel arată. Baby Granny, să știi că ei nu fac parte din familia mea, nu vreau să o cunosc nici pe purcică, nici pe călugăriță, au făcut un contract pe 10 ani și trebuie să trăiesc cu ele aici în casă. Și Foxy mi-a tras țeacă, a fugit și nu au mai văzut-o și m-a lăsat aici cu... Toate nebunile astea Ca la Balamuc Exact ca la calbiază te tăticuțule, că nu e nicio problemă, calvează-te. Nu mai o da cu întors ca să nu afle greni. Cotoranța că nu o să-i spun nimic. Stai liniștit, tăticuțule. Hai mai dată să văd ce mai ai pe aici prin casă, că vreau să mai văd, poate mai îmi iau încă o cameră și o să am două camere prin care să stau. Wow, și camera asta îmi place că sunt multe paturi. Cred că o să sar aici în fiecare pat să văd cât de mult sunt paturile. Wow. Wow, ce paturi frumoase! Îmi place la tine acasă aici, tăticuțule! Cred că o să mă mut pentru totdeauna e ce mai frumos decât cu cotoranța. Cotoranța mă cam enervează de la ceva timp pentru că e tot cu alegerile astea că vrea să devină ea președinte, nu știu ce. Are numai nebunii prin cap. Dar cred că o să rămân aici pentru totdeauna, tăticuțule, că îmi place acasă la tine și purcica e de treabă și mai ales că o să aveți un purcel împreună. O să fie super drăguț! Auzi, Houdini, m-am gândit la ceva Dacă tot a venit Baby Granny Până vine și purcelușul nostru Mă gândeam să mergem Ca doi îndrăgostiți de mână prin parc Cred că ar fi drăguț să mergem Hai să mergem afară Să, să ne vadă toți vecinii Că suntem o familie Acum că avem și pe Baby Granny Și o să le placă și la vecini când o să ne vadă cum să ies cu tine pigii de mână pe afară? Doamne ferește, așa ceva! Să ne vadă toți vecinii! Bună glumă! Eu nu o trădesc pe Foxy! Nu, no, nu, no, nu! No. Eu uh, sunt uh, iubitorul lui Foxy și așa o să rămân pentru totdeauna. Nu o să ies în înveci cu tine de mână pe pe stradă. Așa că iați gândul de la asta! Hawaii! Păi ce glume are purcica! Zici că e calabala muca aici! Au venit toți acum să se mute la! mine acasă. Nu-mi vine să cred asta. Și ghiși ce? Fox i a părăsit casa și face contracte pe 10 ani. E imposibil. Domnul polițist, ce zici? Nu vrei să te muți și tu la mine acasă? Că dacă tot vine toată lumea la mine acasă, mută-te și tu aici. Nu, no, da am a am plecat, mă, doc Iulias. sau m-am răzgândit. Cred că o să vin la tine acasă. Că ce ai Mai un loc? A, era o glumă, domnul polițist. Toți, mutați-vă toți la mine. Vecine, vecine, vreau să mă mut și eu la tine Nu mai ai un loc liber, am auzit că e casă mare Doamne ferește, mutați-vă cu toții Gata, vă deschid ușa, gata, luați-vă fiecare câte un pat Că eu mă pun și dorm în dulapul ăsta, mă bag aici și dorm Doamne ferește, e imposibil, ba, așa ceva Deci e imposibil și incredibil Toată lumea vrea să se mute la noi acasă Aaaa, cred că o să mă duc O să mă mut eu de aici Cred că o să mă mut eu de aici și o să vă las casa vouă Și vă mai au și chirie și mai fac și bani Acesta a fost episodul hudinașilor Și vulpițelor Aparent tot mai mulți vor să se mute Acasă la Hudini. Cred că o să iasă Calabalamoc O să fie Super, super complicat ce o să se întâmple aici. V-aș ruga să rupeți butonul și de like și de subscribe, un follow pe Instagram, hudinii.insta și foxy.insta și să vedem ce se va întâmpla mai departe, cum o să scape hudinii de toată nebunia asta. Și să nu uitați de primul link din descriere care vă duce către Trovo, unde filmăm episoadele astea șmechere. Vă așteptăm zilnic, facem live acolo de la ora 2, de la ora 14. Vă așteptăm pe primul link din descriere. Pa, pa!